aceasta este peștera Ponicova. Observat în partea din față, la aproximativ 20 de metri uscate. Da. Până acolo pot ajunge turiștii de pe drumul național. Cam atât putem să pătrunem cu aceasta îmbarcație din fibră. În partea din spate, în partea din aval, am trecut pe lângă Grota Veterani. Acolo au luat-o cei de la Parcul Natural, au luat-o în locație, au amenajat-o, percep o taxă de vizitare de 10 lei de persoane. Dacă sunt de dumneavoastră care doresc să vizite acea grotă, vor fi debarcat, așa o să vin la reembarcare, după 10-15 minute după ce o vizitare. Un traseu foarte frumos, foarte spectaculos, de la Fugiraș și pe acesta, ori și la Moldova Nouă, la Naida, să duceți de partea sârbească, da, la punctul de trecere și să reveniți la Edocentrală, la Porțul de Fier 1. Sunt foarte multe obiective și un traseu foarte spectaculos. De aici, mai sus, pe partea noastră, localitatea Zvinta. Pe partea lor, Doni Milanovo. Este un muzeu arheologic, pe suprafață foarte mare, denumit Lepenski Vir, se poate vizita. Vis-a-vis de Moldova Nouă, partea lor, este o cetate denumită Golubăt. S-a investit o sumă foarte mare de la Uniunea Europeană și a fost renovată. Sârbi, în sport ospitalier, dar se poate duce